Scandalul gunoaielor de la Orșova scoate oamenii în stradă. Sute de localnici au mers în fața primăriei nemulțumiți de faptul că de peste o lună de zile a fost sistat serviciul de salubrizare. Oamenii care trăiesc în Orșova sunt revoltați că încă din 18 ianuarie operatorul de salubritate a oprit activitatea, iar orașul este acum sufocat de munți de gunoaie. Suntem plini de șobolani, de rozătoare, câinii trag și sparg acest saci. Suntem în oraș al nimănui. Am fost perla Dunării, ce am ajuns? Copiii beau apă cu rugină! Genocid pentru Orșova! De ce? Nu se poate! Cum a ajuns orașul nostru? Înainte eram orașul trandafirilor, acum suntem orașul gunoailor. Eram cel mai frumos oraș al Dunării între anii 70-90. Cel mai frumos! Și am ajuns gunoiul județului Mehedinț. Ne-a ajuns gunoiul la ușa blocului. Firma de salubrizare nu mai ridică gunoiul menajer din cauza unei noi taxe introduse de municipalitate. Pentru a face față noii situații, societatea cere o majorare a tarifului pentru ridicarea gunoiului, solicitare pe care Consiliul Local refuză să o aprobe. Trăim în mizerie, trăim îngropați de mormanele de gunoaie. Operatorul Floricola dorește dublarea prețului de la 7 lei la 14 lei fără TVA. Nejustificat! Denunț public acest contract pălgubos. Nici măcar amenzile usturătoare aplicate de Garda de Mediu Mehedinți nu au reușit să dezamorseze conflictul dintre primărie și operatorul de salubritate.